Încă din prima zi, expoziția a atras un public numeros, în special copii, care s-au bucurat din plin de exponate și au avut și posibilitatea de a le testa. Latura educativă a acestei expoziții este pusă în lumină de însăși denumirea ei. Învață jucând, joacă învățând, îndemnând vizitatorii la îmbinarea spiritului ludic cu dorința de a învăța, de a afla lucruri noi din diferite domenii. Pentru a se face cât mai bine cunoscut, Muzeul din Chemnitz organizează expoziții itinerante, cum este cea pe care o găzduim aici la Teva. Pentru început, proiectul a luat ființă la Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov. Cele câteva sute de jocuri care pot fi văzute la Teva sunt grupate în jocuri de strategie, jocuri de îndemânare, jocuri de noroc și jocuri mixte. Expoziția poate fi vizitată atât de copii, cât și de adulți. Obiectele expuse provin de la Muzeul German al Jocurilor, singurul muzeu din Europa dedicat jocurilor. Muzeul cuprinde practic toate jocurile existente în Germania și se îmbogățește cu jocurile nou apărute în Europa. Astăzi marcăm la DEVA o inaugurare și totuși o închidere a unui proiect cu inaugurarea de la DEVA, unde vor fi prezente pentru următoarele luni, se încheie un proiect care a ținut un an și în care aceste jocuri au circulat în toată România, însă doar la Brașov și la DEVA, la Brașov marcând începutul și la DEVA finalul, avem și mobilierul special pentru aceste jocuri, cu mobilierul original din, de al muzeului din Germania, Proiectul a fost unul în care am vrut să implicăm cât mai multe biblioteci din România, mai bine de 10 biblioteci au fost implicate, jocurile au călătorit un an de zile prin toată țara și au fost câteva mii de copii, dar și adulți care le-au accesat. Expoziția este amenajată la filiala numărul 1 a Bibliotecii Județene din cartierul Dacia, bloc 41 Parter, și poate fi vizitată începând de astăzi și până în 17 noiembrie.